despre ce vorba în prezentarea dumneavoastră și cât de mult vă ajută o asemenea inițiativă să vă vedeți cu specialiștii și cu autoritățile, cum e cea de azi. Fundația Mihai Eminescu Trust de 15 ani implementează proiecte în multe sate și orașe și ne-am confruntat cu multe probleme și de aceea cred că astăzi e bine să împărtășesc și din reușite, dar și din problemele pe care le-am întâmpinat în decursul anilor. Din cele 1200 de proiecte, foarte multe au fost proiecte de restaurare și Fundația Mihai Eminescu Trust pune foarte mare accent pe identificarea nevoilor în acea localitate unde oamenii propun restaurarea unui monument. Pentru noi este foarte important ca acel monument restaurat să fie, dacă se poate, restaurat cu forțe locale, cu meșterii pe care i-am format în decursul anilor și după aceea acest monument să aibă viață. Deci, noi punem mult accent pe ca acel monument să aparțină cuiva. De aceea până astăzi avem bisericile fortificate, fiindcă a existat o comunitate a căruia a aparținut aceste biserici fortificate. Le-au întreținut, le-au folosit. Acum trebuie să găsim ca o altă folosință pentru ele sau comunitatea locală în care se află această biserică fortificată să se identifice cu acest monument. Noi asta încercăm să facem, fiindcă credem că monumentele trebuie să trăiască împreună cu comunitatea. Deci oamenii dau viață monumentelor, asta vreau să spun. Din cele 1200 de proiecte, în câte localități și majoritatea ce sunt? Sunt case, v-ați implicat în restaurare și de biserici sau sunt doar proprietățile fundației? Fundația are foarte puține proprietăți, deci are 11 case în 49 de sate în care lucrăm. Deci lucrăm în 49 de sate și 5 orașe. Și din 1200 de proiecte, 565 au fost asupra proprietăților private a oamenilor. Asta a început cu fațadele pentru a da oamenilor o mândrie că au o casă frumoasă și a fost și ușor cu noi meșteri să faci fațade înainte să te apuci de consolidare. Lucrăm cu 8 arhitecți specialiști în restaurare și sigur am restaurat aproape 50 de șuri, au învățat oamenii cum să facă îmbinările de lemn, am lucrat la 9 biserici fortificate, am și fost partener cu Biserica Evanghelică, cu consistoriu în pregătirea a 8 proiecte din cele 18, când a fost depusă prima tranșă. Și acum am început un proiect de restaurare a bisericii fortificate de la Alma Vii. Am câștigat fonduri din grantul de fonduri norvegiene, aproape 1.800.000 de euro pentru această biserică fortificată și asta va face și obiectul prezentării mele. Proiecte implementate prin granturile SEE și unele dificultăți care există când se derulează prin Ministerul Culturii, depinde de promotor, sau prin un ONG. Ca mai derulat proiecte de restaurare tot în Alma Vii, prin fondul ONG. Și este mai un pic mai simplu, nu înseamnă că nu e la fel de strict, dar este mai simplu. Mai puțină birocrație? Un pic mai puțină birocrație, da. Și în acest proiect mare pentru Alma Vii, pe lângă restaurarea bisericii fortificate, noi o să punem în valoare fiecare turn cu o expoziție permanentă, cu demonstrații ale meșterilor locali, a meșteșugurilor, deci să prezentăm patrimoniul material și imaterial acolo și promovare turistică. Deci se va face un film foarte bun, sperăm noi, care va fi promovat în toată lumea și să ne vină mai mulți turiști la Alma Vii. Aș vrea să vă mai întreb. Acasă, în casele în care vine Prințul Charles în Transilvania, în sezonul turistic, practic s-a deschis ce să mai, că suntem deja în aprilie. Ce așteptări aveți ca număr de turiști anul acesta? Și mai ales, știu că se vine în acele localități și la oameni, la țărani, care au început să-și dezvolte mici afaceri gen agroturism. Da, Fundația Mihai Eminescu Trust de aceea deține câteva proprietăți în sate pentru a da cumva tonul cum credem noi că ar
ar fi bine să arate o casă de oaspeți, unde să păstrăm autenticitatea locului, mobilierul tradițional care există în acel sat, specificitatea fiecărei localități și mâncărurile specifice care sunt acolo. Și doamnele care au participat la cursuri pentru agroturism, ele administrează aceste case, dar majoritatea camerelor de oaspeți sunt la oamenii locului, deci sunt proprietarii care oferă o cameră sau două pentru turiști. De 3 ani, fundația a făcut un program de promovare foarte puternic pentru celelalte sate în afară de Viscri, fiindcă la Viscri avem prea mulți turiști și în celelalte sate încă prea puține. Am creat un nou website, Experience Transylvania, unde acum turiștii pot să facă rezervarea direct pe site, să plătească. Am făcut cursuri de perfecționare pentru doamne. Le-am dus la Castelul Haller, le-am dus la Sighișoara, la hotel. Câte doamne sunt? Sunt 23 de doamne care lucrează. Și în total 23 de case? Sunt mai multe case de oaspeți și n-au putut să fie toate doamnele la aceste cursuri. Ce înseamnă o zi să mă cazez și să și servesc masa tradițională? Ca și sumă de bani. Da. Da. Deci 25 de euro este cazarea, unde este camera, baia proprie la fiecare cameră, la localnici. Cameră sau pentru persoană? Pentru persoană. Așa. Și dacă este o baie la două camere, atunci este doar 10 euro cazarea la localnici și cina cu produse tradiționale și micul dejun, cina 50 de lei și micul dejun 15. Așa sunt prețurile în satele noastre. La Mălâncrav, în județul Sibiu, aveți turiști? Avem turiști și acum chiar am câștigat un proiect pentru Mălâncrav din fond ONG, în care din iunie până în octombrie, în fiecare zi, începând de marți până sâmbătă, unul din meșteșugarii din sat va prezenta meseria lui. Deci într-o zi se vor ciopli grinzi, în altă zi se face cărămidă, în altă zi pot să vadă doamnele care țes încă de mai mult timp, se poate vedea cum se face pâinea, cum se fac împletesc coșurile. Comunitatea de romi care stă la marginea satului, aducem în mijlocul satului, unde le-am creat un atelier unde să facă coșuri și așa sperăm noi ca numărul de turiști la Mălâncrav să crească anul acesta față de anii trecuți. În medie, cam câți ați avut? Vizitator la Viscri am avut 17.000 de turiști, vârful. Am avut în jur de 3.000 la Mălâncrav, doar 300 la Alma Vii, ceea ce sigur se va schimba și sperăm că se va schimba. La Richiș nu am numărul total, dar cred că în jur de 5.000 au fost acolo. Deci noi încercăm, cum am spus, să atragem atenția mai mult asupra celorlalte sate. Cifrele acestea sunt anuale? Da, anuale, dar casele de oaspeți și biserice fortificate mai mult sunt vizitate în sezonul de vară. Chiar casele de oaspeți la Viscri sunt închise din octombrie până în aprilie. Acum de-abia se deschid și casele fundației în celelalte sate la fel. Există alte case de oaspeți care sunt deschise tot anul, dar noi așa considerăm că atunci putem să le oferim turiștilor ceea ce este atractiv în sat, să facă o plimbare cu căruța, pe la meșteșugari, să facă plimbări cu bicicleta sau pe jos, să meargă la stână. Deci noi, pe lângă aceste monumente, încercăm să implicăm oamenii foarte mult în toată activitatea, ca fiecare om din sat să-și găsească locul și să beneficieze de această dezvoltare și atunci și păstrează. Asta am vrut să spun prin a face un patrimoniu să trăiască. Oamenii locului fac acest lucru. Aș vrea să mă mai trag un singur lucru. Fundația face foarte mult. Majoritatea turiștilor sunt români, sunt străini. Dacă sunt străini, sunt europeni. Vin pentru că a fost prin Suceava sau au descoperit Transilvania prin fundație, sau au auzit ceva de Transilvania și au ales să vină să descopere cu adevărat viața oamenilor de la țară, tradițiile noastre, obiceiurile. La noi, la Viscri, a început în 2000, când am fost prima dată inclus într-un ghid rutar, și
turiștii de obicei nu vin din cauza alteței sale regale, ci vin pentru autenticitatea locului, vin pentru ceea ce ei au pierdut în țările lor. Avem în ultimul timp foarte mulți români. Ei vin din cauza alteței sale regale, dar e foarte bine că vin și vin pentru aceasta, dar descoperă celelalte lucruri care sunt importante, fiindcă depinde de comunitate. Sigur, alteța sa regală a făcut lobby și face lobby pentru noi, pentru România, dar ceea ce este cel mai important sunt oamenii. Asiatici, de curiozitate, vin? Da, da, vin. Vin și asiatici, grupuri de japonești care pictează, dar avem la Viscri, pot să spun asta, în fiecare, tot la 2 săptămâni, turiști din Australia. Și mai departe, da.